Bărbatul care s-a baricadat în apartament și amenința că se aruncă în orice moment de la geam a fost reținut de polițiști după mai bine de 14 ore. Pentru că acesta a refuzat să coopereze cu autoritățile și cu negociatorul adus la fața locului, o echipă a forțelor speciale a intrat peste acesta în casă prin intermediul geamului deschis de la balcon. Bărbatul a fost mobilizat și predat unui echipaj medical pentru a evalua starea de sănătate. Acum acesta se află în custodia poliției și este cercetat pentru încălcarea ordinului de restricție emis pe numele lui și violare de domiciliu.